ăsta. Domnul general Vlad Gheorghiță dă un interviu în presa suedeză. Este adjunctul șefului de stat major al armatei române. A fost întrebat la un moment dat, atenție mare, de jurnalist. Sunteți pregătiți să utilizați apărarea antiaeriană? Fac o paranteză aici. Vă mai amintiți? O să reluăm la un moment dat declarațiile lui Podoliac, care asta sugera, Podoliac. Să ne apărăm spațiul aerian, că îl folosesc rușii. Asta mă rog, insinua domnul Podoliac. Acum, jurnalistul îi pune întrebarea adjunctului șefului de stat major român dacă suntem pregătiți să folosim apărarea antiaeriană. Iată ce chestie interesantă, iată răspunsul. We decided to deploy around 600 soldiers to strengthen our defense line here in the north part of Dobruja. Also, we have deployed some raiders. We have our defense activated. And also, we had a lot of discussion with our partners and allies. We will find a solution to resist in front of the aggression of Russia. So you will be ready to use air defense if necessary? In according with the level of the threat, we are ready to imply all the military power to defend the Romanian territory. Cum vi se pare declarația asta, domnule Ardelean? E next level față de până acum? Nu au existat astfel de declarații. Eu cred că asta au fost declarațiile în unison a celor din NATO, și anume teritoriile NATO le apărăm. Nu mi se pare că e nepotrivită, ci dimpotrivă. Eu chiar cred că asta trebuie să spun orice soldat român. Acum, domnii generali de aici de față probabil că au o expertiză mult mai largă în povestea respectivă, dar eu cred că statul român trebuie să-și folosească toate capabilitățile în acord cu partenerii și mai departe, să-și apere teritoriul. Vă rog, domnule Romașcan. Da, îl știu pe domnul general, da, pentru că a fost comandantul diviziei aeroagetică din Buzău, un profesionist desăvârșit. A spus ce trebuia spus, așa cum a spus și colegul Benoni Ardelean, cu accentul pe faptul că răspunsul va fi proporțional cu atacul. Adică suntem pregătiți să ne apărăm și să răspundem pe măsura atacului care este îndreptat împotriva noastră. Deocamdată nu a fost niciun atac. Acum vezi lucrurile. Păi, în primul rând, le văd destul de ciudat. Adică de ce trebuie să aflăm noi de la o televiziune străină chestia asta? De ce nu e anunțată opinia publică românească mai întâi? De ce nu știm ce a explodat la Costinești? Exact asta vreau să spun acum. La Costinești nu știm ce a fost. Elicopterul și avionul la care au căzut, nu știm de ce au căzut. Atentatul de la unde a fost, la Arad sau nu mai știm. Nu, trebuie autor necunoscut. Nu știm de ce de 2 ani de zile nu există un gram de captură de droguri în portul Constanța. N-ar fi mai bine să inventariem ce știm? Da, știm foarte puțin. Știm foarte puțin, că uite, ne mai dăm noi cu presupusul pe aici și încercăm să avem în vedere toate posibilitățile, să nu excludem ceea ce s-a întâmplat în realitate. Eu am o întrebare fundamentală către domnii generali și către Mugur Ciuvică. Dacă noi montăm antiaerian în zona aceea și tragem într-o dronă care vine aparent spre noi, dar care nu e în spațiul nostru aerian, pentru că acolo străbați porțiunea aia de 2-3 secunde și o dobori în alt spațiu aerian, nu al tău, al celor care sunt în război. Ucraina e în război cu Rusia, chiar dacă ea numesc porcăria asta operațiune specială. E război în toată regula. Dacă tu dobori o dată sau de două ori în celălalt spațiu aerian, care nu e al tău, pentru că ai senzația că vine spre tine și dacă vine, n-aștept să treacă pe la tine, pentru că în două secunde n-ai nici când să dai comanda. Se cheamă că ești beligerant, parte beligerantă pe dreptul internațional al războiului? În mod normal, nu. Pentru că așa cum spunea și Gheorghiță, este ideea unei amenințări. Vedeți, întregul text pe care îl pune Gheorghiță în fața acestor interviatori este legat de amenințare. El folosește cuvântul amenințare. Bun, dar asta este o chestiune de interpretare. În momentul în care se îndreaptă către mine, înseamnă că există deja amenințare identificată. În momentul în care nu se îndreaptă spre mine și cum au fost acele resturi, sau eu știu altceva, sau nu le-am identificat, sigur că nu pot să fac acest lucru.
Dar dacă, de exemplu, zboară tangent cu granița, atunci nu este o amenințare. Bun, dar asta trebuie... Mai e un alt aspect. Vă rog. Conform legislației internaționale, nu ai voie să folosești muniție de război dacă există pericolul ca acest proiectil să treacă granița și să cadă în afara granițelor. Un aspect. Al doilea aspect. Eu cred că generalul s-a referit la nu la o amenințare și nici la incident, ci la agresiune. Dacă e cazul de agresiune, da, atunci da, folosești toată capacitatea defensivă a statului. Tot NATO, iar operațiunile sunt conduse de NATO, pentru că e vorba de un incident, de angajarea Mie mi se pare că toată 5. Întrebarea asta a fost pusă în contextul în care cad drone și resturi de drone, domnule general Mândrescu. Sunt incidente nefericite. Bun, întrebarea e în ce măsură cineva, poate că te întreabă, domnule, ca să nu mai incidente și să-ți cadă resturi, n-ar fi bine să le împuști în aer dacă ai senzația că vin spre tine? Dacă nu, cumva asta a fost sensul întrebării, mă întreb, domnule general Mândrescu. Cred că au fost cele două sensuri mari pe care le-ați menționat. Pe de o parte este sensul strategic. Armata română este gata, se execută comenzele autorității politice românești și să-și apere țara, că așa e normal. Cum ar fi trebuit să spună, ce ar fi trebuit să declare locțiitorul șefului de stat, statul major al apărării? Că armata nu face? Nu, armata română, cu toată forța ei, va executa ordinele factorului politic și va apărea această țară. Cum este și normal, pe de-o parte. Pe de altă parte, de asemenea, generalul Gheorghiță spune, în funcție de amenințările care vin, avem toate aceste elemente, pentru că în momentul ăsta nu avem o amenințare în sensul intenției. Intenția de a te lovi pe tine. Avem, da, într-adevăr, puncte de impact pe teritoriul țării. Evident că există un anumit grad de pericol datorită că nu știu unde cad alea, dar nu e o amenințare în sensul intenției. Dar dacă nivelul de amenințare crește și crește și crește și va fi nevoie din punctul de vedere și se va decide, nu armata va decide, să fiți convins de treaba. Da, sunt convins, da? Chestia. Se va decide acolo la nivelurile propice, da, unde trebuie să se decide. Se va decide că este nevoie ca elementele, forțele de apărare antiaeriană să acționeze, ele vor acționa în conformitate cu comanda politică, legile țării și neapărat... Aici, dacă permiteți o scurtă precizare. Vă rog, foarte scurt. Atâta timp cât s-a dat interdicție de spațiu aerian, nu mai decide politicul. Singurul care decide pentru deschiderea focului e ministrul apărării naționale. Bun, deci atunci are sens și mai mare declarația, da, adjunctului șefului de stat. Și dacă o aeronavă intră în spațiu aerian românesc, se aplică legislația internațională sub incinta căreia cad toate incidentele tip Renegade. Bun. Le poți da jos pe teritoriul național. Pe teritoriul național, numai că acolo este o limbă de pământ care poate fi parcursă de o dronă în câteva secunde. Și cu două limbi de pământ mai încolo e centrala de la Cernavodă.